Astăzi, la sediul Federației Române de Fotbal, au fost stabilite împerecherile pentru duelurile de baraj dintre campioanele Ligii a IV-a. Câștigătoarea din Mehedinți urmează să o întâlnească în dubla manșă pe cea a Aradului. Te rog, Mihai. Primul meci din regiunea 4 Vest. Campioana județului Mehedinți va fi gazdă în meciul tur. Unde va întâlni echipa clasată pe locul 1 în județul Arad. Așadar, pentru al doilea an consecutiv în calea victoriei campioane a Mehedințului, va ieși din nou cea mai bună formație din județul Arad. O reeditare a barajului din vara trecută, atunci când Recolta Dănceu a fost depășită clar de ACSB Ineu cu scorul general de 11-2. La jumătatea sezonului, Recolta Dănceu e pe primul loc în campionat cu 11 victorii și 2 egaluri la 2 puncte de a doua clasată Pandurii Cerneți. În premieră, la finalul sezonului regular, se va disputa un play-off de 6 echipe ce va da campioana. În județul Arad, Unirea Sântana pare a avea prima șansă de a termina prima, dar CS Socodor sau Victoria Felneac nu au abandonat lupta și se vor bate cu șansele reale și ele la titlu. Celelalte baraje din regiunea 4 sunt Hunedoara Timiș și Gorj Caraș-Severin. Reprezentanții federali au ținut să puncteze și un aspect regulamentar foarte important. Întrucât a fost eliminat principiul avantajului golului marcat în deplasare, la jocurile eliminatorii disputate în dublă manșă, în situația în care, după disputarea celor două jocuri de baraj, egalitatea se menține la puncte și golaveraj, jocul retur se va prelungi cu două reprize de câte 15 minute. În cazul în care egalitatea se menține și după reprizele de prelungire, echipa câștigătoare va fi desemnată în urma executării loviturilor de departajare, în conformitate cu legile jocului. Urăm mult succes echipelor care vor lupta pentru promovarea în Liga a III-a. Tot azi la Casa Fotbalului s-au mai tras la sorți și etapele interjudețene pentru juniorii Under 19 și Under 17. La fel ca și seniorii, județele Mehedinți și Arad se vor afla față în față.